Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod cu Minecraft, dar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like. Evident, dacă mă susține și vreți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, așa cum ați văzut și din titlu, astăzi o să joc pe o mapă trimisă de la un abonat al meu, și al meu Osabi 12, și mulțumesc pe această cale. Și dacă mai vreți să-mi trimiteți și voi mape, nu uitați că în descrierea acestui clip aveți adresa mea secundară de Gmail, onedi68@gmail.com. Ok, hai să începem, să vedem ce avem. Povestea asta pornește spre drum aici, nu cred că trebuie. Avem aici kituri, ok. Informații, hai să mergem la informații, perfect. Salut, mă numesc Sabolx, am 13 ani și m-am gândit să creez o mapă de Minecraft. La această mapă m-a ajutat puțin și un prieten, Mihai, sper să-ți placă mapa. Good luck, have fun, super tare. Bun, hai să mergem la poveste, văd că e aici. Într-o zi când te-ai pus la PC-ul tău să filmezi un episod de Bed Wars, ți s-a stins calculatorul. Tu ai crezut că ți s-a luat curentul, dar de fapt ți s-a ars sursa. Aoleo, nu vreau să mă gândesc. Tu repede ai pus PC-ul în mașină și ai pornit spre Aldex. Chiar e aproape Aldex de mine. Când ai ajuns la Aldex, ți s-a spus că nu se poate repara aici, în orașul tău, ci trebuie să mergi în București, deoarece nu se poate găsi la acest Aldex sursa respectivă. Tu grăbit ai plecat spre București ca să-ți fie reparat cât mai curând PC-ul. Deoarece nu ai putut să o iei pe autostradă pentru că era închisă, ai luat-o pe tot felul de cărări nemai văzute. Ai grijă la drum și folosește-te de kituri. Perfect. Chiar îmi place modul și modul în care te-ai prezentat și povestea. Îmi place repararea PC-ului. Ok, să vedem. Kitul lașului, kitul PvP-erului, pro PvP-erului și kitul sărmanului. Aolo, o să iau kitul pro PvP-erului. Că na, dacă toți suntem destul de buni la PvP și ne descurcăm cât de cât. Hai să punem aici povesti. Nu știu de ce am cărți. Nu știu, gen când am intrat pe mapă, mi le-au dat așa. Habar n-am de ce, dar în fine. Punem aici, perfect. Și să punem și rodul. Nu știu, dacă zic că nu avem nevoie. Bun, comenz. Comenz etate. Și acum finalul și pornește spre drum. Aolo. Două secunde să-mi dau un spawn point. Spawn point ca să nu cumva să am probleme. Deși cred că nu, că a setat el spawn point-ul respectiv prin comment blocuri. Și încă o dată îți mulțumesc și ție, Wasabi, și mie lui Mihai că m-ați ajutat să... că mi-ați trimis o mapă și sper să-mi placă și mie, cu siguranță că v-a plăcea și să vă placă și vouă. Și încă o dată repet faptul că dacă vreți să-mi trimiteți mape, am înțeles. Dacă vreți să-mi trimiteți mape, aveți în descrierea acestui clip adresa mea secundară de Gmail. Am înțeles, vom sta o lună întreagă aici. De ce nu? Bă, frate, mi iese și mie odată parcursul ăsta sau sal? Nu mi iese efectiv, nu mi iese. E o săritură complicată, nu glumă. Joacă-te de parcurs, a spus. Aolo, deja dacă mai continuă cu de-asta. A, uite că mai era aici o poveste. Tu ai ajuns prin Sibiu, adică calea care este... adică, nu mai puțin. Tu ai ajuns prin Sibiu, adică calea care... este mai încurcată, așa că a trebuit să faci un parcurs peste munții meridionali. Ok, hai să vedem. Mergem înainte, hai că mi-a ieșit din prima. Trebuie să mă calmez doar. Ok, dacă ați auzit ceva sunete, îmi de scuze, hai că putem. Dau să-mi dau spawn point de aici, pentru că nu mai vreau să stăm atâta timp. Aolo, că-s paralizat rău. Am pareză pe mâna dreaptă. La parcurs, hai că mi-a ieșit. Atât, o să-mi dau spawn point dacă o să-mi iasă, bineînțeles. Se pare că e complicat parcursul ăsta, nu glumă. Dar sunt curios la celelalte nivele. Ok, hai să-mi dau rapid spawn point. Perfect, spawn point. Două secunde să pun tastatura mai în față. Și hai să vedem. Nu, slash kill. Aici întotdeauna nu am reușit să trec cu brio. Na, uite, deci tu, dar ce se întâmplă cu mine, frate? Ce se întâmplă cu mine? Nu! Respect, rapid, spawn point direct, că mi-a ieșit, nu pot să cred. A, păi aici nu o să pot să trec cu siguranță. Și gen... nice. Am picat, nu pot să cred. Ba nu, nu picase, frate, nu picase mai. Hai să mai încercăm o dată, că poate ne iese, dar dacă nu ne iese, se pune ca
Am și trecut. Slash game. Am înțeles. Pareză la scris. 1. Și stăm aici. Așa, game mode 0. Așa și... Sper să-mi iasă, că dacă nu vom trece cu... Un ice. Am picat, dar nu-mi iese, frate. Efectiv, mie nu-mi iese. Hai să las mai bine game mode 1, că e mai ok. Că mai ok, că poate-mi iese și mie. Nu-i bine, nu-i bine. Dar nu. Nu trebuie să las... Am picat. Nu pot să cred. Uf, și mi-a ieșit din prima, frate. Mi-a ieșit, deci nu pot să cred. Dar gen, tot mă blochez aici foarte bine. Twisterul, nu, că se pune, fraților, că am și trecut. Și am și game-ul activat. Uite, gen, uite, aici am rămas, mi se pare, uite. Se pune că am și trecut, că până la urmă, gen, aici deja chiar stăm foarte mult și pierdem spawn point. Deși mi-am dat de unul deja, dar na. Bun, și acum cred că acolo trebuie să pic sau acolo. Na, acum nu știu exact. Eu cred că... Folosește slash kill pentru a te duce la spawn point, ok. Dar ce, mă, nu mă pot urca oare? Ba da, mă pot urca. Nu știu. Și că folosește comanda slash kill pentru a te duce la spawn point. Ah, ok. Trebuie cu B-hop aici. Hai că am trecut. Și bănuiesc aici, dar sper să nu fie atât. Atât. Perfect. Înapoi. Am înțeles. Twister is the best noob of, is the noob player of the world. Am înțeles. Am jucat și eu parkour. Aoleu, și pe aici nu pot, că mă ia criza deja. Ce mapă, troll, o să stăm o veșnicie. Slash... Dar stăm la comenzi, fraților, aia chestia. Nu mă enervează, mă enervează. Slash spawn point. Am dat. Se vede că n-am mai jucat cu respect direct spawn point. Direct spawn point. Și cred că acum va trebui să mă duc aici, aici, aici și aici. În sfârșit. Doamne, nu vine să cred, efectiv nu vine să cred că am terminat. Bun, să vedem povestea. Când ai ajuns în Sibiu, a trebuit să o iei pe un drum nou făcut pe unde a plouat și puteai depărta, cred că, foarte ușor cu mașina. Tu, neștiind că e ud de drumul, te-ai dus și te-ai băgat într-un copac. Oh, tu trebuie să găsești obiectele care ți se cer ca să poți repara mașina. Aolo, oh, deci numai ghinion am avut în ziua respectivă. Bun, să vedem ce avem aici. Aici va trebui să punem obiectele. Apasă pe buton după ce ai terminat cerința și aici bănuiesc că nu știu ce. Bun, deci în primul rând trebuie pânză de paianjen, torță, nu știu cum se numește asta, o floare, un cap și ok. Bun, ia să vedem. Unde am găsit noi ceva? Uite, oh, uite, nice. Am găsit două chiar. Super, super tare. Ia să vedem ce ar mai trebui. Pânză de paianjen. Uite, și pânză de paianjen. Mi-a dat-o. Deci pânză de paianjen. Asta e, cred, nu? Sau e troll ăsta, fraților? Hai să luăm și pe asta. No, eu am luat-o să fie. Bun, pânză de paianjen, blocul acela. O torță. Torța am văzut-o la spawn. Deci trei obiecte le-am găsit. Capul lui Steve și floarea am găsit-o și cheia. Cheia s-ar putea să fie pe aici, oare? Nu e nimic. Am înțeles și draw frame-ul, nu e nimic aici. Bănuiesc că de asta a pus el. Nu văd. What? Acolo mi se... Na, ăsta e blocul la care lipsește, da. Nu știu cum îl spart eu, aia chestia. Aolo, man. Ăsta chiar sunt curios cum se numește. Chiar sunt extrem de curios. 2 secunde să vedem dacă filmează. De 9 minute deja. Nu știu dacă o să terminăm în acest episod. Wet sponge. Ok, în sfârșit. Bun. Deci am găsit torți. Să vedem ce am găsit și ce n-am găsit. Deci.
Păzii de paianjen am găsit, web sponge, cum se numește oare? Web sponge am găsit, torț am găsit, capul lui Steve, așa și, uite aici. Mai iau dacă poți acum. Am găsit-o, perfect. Și acum mai trebuie capul lui Steve, dar capul lui Steve unde îl vom găsi oare? Aia e chestia. Sper că nu e ascuns foarte, foarte, sau sper că nu e la spawn. Mamă, cum se vede mapa. Parcă văd că e prin copac pe aici. Și am, normal. Normal că trebuia să fac eu ceva. Hai să mănânc un creeper totuși. Un golden apple. Ok. Shift. Îs idiot, fraților? Spuneți-mi și mie. Îs idiot acum? Serios, la faza asta chiar a fost o fază de idioțenie, frate. Na bun. Aici nu se vede. Nu se vede. Nimic. Mamă, fulgere. Oare unde ar putea să fie capul lui Steve? Să fie pe partea cealaltă. Să fie pe partea cealaltă. Hai să vedem. Sau aici, oare? Că nu degeaba a pus, cred că, copacul. Cred că acolo e sus. Deci, cred că acolo. Dar cum ajung eu aia chestia? Oare pe chestul acesta pot? Da. Pot. Ia să vedem. De ce cred eu că e într-un copac? Dar nu e frate aici. Nu e aici. Nici acolo sus nu e, cred. Acum eu nu mă apuc să distrug tot copacul și dau game mode că m-a luat criza instant. Pentru ce stau eu acum? Cam e mod de 1. Să vedem. Că n-ai cum, frate. Aici văd că nu e. Sau acolo, puțin mai sus. Asta e. Uitați-l. Uitați-l cum se vede. Deci trebuia să vin... Și eu am urcat mai sus și nu l-am văzut. Lol, ce troll. Ce troll mi-a dat. Wasabi, lol. Ce troll mi-a făcut. Că m-a luat criza. Acum asta să vedem cum coborâm noi jos. Nice. Hai că mă descurc cât de cât la gravity. Bun, și acum să punem în ordine. Deci, vine. Pa, nu, o punem una doar. Una, două, torța, capul lui Steve, floarea. Deci, torța, capul lui Steve, floarea și cu cheița. Unde e? A. Cheița. Perfect. Și am găsit toate cele. Respect maxim. Am terminat. Labirint. Nice. Nice, my friend. Sper să vadă bine. Spawn point. Sper că nu este poveste. No, bun. Să vedem pe unde mergem. Parcă văd că iar e troll. Bravo ție, Wasabi. Mă trolez grav. Pe aici. Asta n-a fost greu. Apasă pe buton. Perfect. Și aici. În sfârșit ai ajuns la București, ai ajuns în București, aici trebuie să tragi cu arcul în butoanele de pe lămpile din față pentru a-ți lumina câteva, a-ți lumina calea către Altex. Deci în sfârșit ai ajuns, trebuie să tragi cu arcul în butoanele, ok, da, eu nu am săgeți aia chestia, văd că am făcut o greșeală. 1, sunt infinite, 2, am înțeles. 2, 3, 4, 5 și acum gata, nu? Deci am făcut... uite acolo. Gata, așa am trecut. Mai este un nivel, oh my god, oh my god, nu pot să cred. GG, frate. Ai ajuns și la Altex, aici vă veți întâlni cu un programator de PC-uri. El vă va pune niște întrebări, iar tu trebuie să răspunzi. Ok, ce probleme aveți la PC? S-a ars placa video. Sursa. Bedwars. L-am văzut Bedwars, n-am mai stat. De ce nu ați v-ați dus cu PC-ul la Adex? Pentru că nu era găsit, pentru că nu era, deoarece nu se găsi, poate găsi piesa, deoarece eu am vrut așa, nu se găsea piesa. Am diferit, oricum. Știți câți învăța avea sursa? Nu. Nu știu, că nu mi-a zis.
Vă jucați cumva Minecraft și CSGO pe PC-uri? Da. Nice. Și am terminat, fraților, mapa. Hai să ne ducem și la final. Wow, mamă, asta chiar a fost genială. Fraților, cam așa arată o hartă genială. Deci aș putea spune cea lui Marius și cea pe care am primit-o și acum a fost una dintre... A fost, amândouă au fost geniale. Aceasta mi-a plăcut super mult, super, super mult. Deci dacă vreți să-l trimiteți, ia să ce face. Nu merge. Pare că am game mode, la game mode 0. Uai, mamă, cât de tare. Mamă, trebuie să prind momentul. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și încă o dată, dacă vreți să-mi trimiteți o anumită mapă, nu uitați că în descrierea acestui clip aveți adresa de Gmail, OneDiz68, și noi ne revedem la clipul de Bill Battle sau poate Euro Truck Simulator 2. Deci, ceau!